Suntem la liceul Voievodul Mircea din Târgoviște, liceul 2, cum era el cunoscut sau cum este cunoscut în continuare, aici unde tocmai a debutat un proiect în valoare de aproape 10 milioane de euro, în jur de 50 de milioane de lei, deci un proiect prin care 5 dintre corpurile acestei unități de învățământ sunt reabilitate. Este vorba de un complex de investiții finanțate pe de o parte prin programul de consolidare antiseismică, iar pe de altă parte prin PNRR. Sunt lucrări sunt lucrări substanțiale prin care, spre exemplu, în spatele nostru este corpul C6, la asta mă uitam, prin care acest corp va fi inclusiv consolidat antiseismic, de asemenea se reabilitează cantina, de asemenea se reabilitează unul din cămine, se mai reabilitează două corpuri din cadrul acestei unități de învățământ, care, iată, va fi transformată integral. Discutăm de un contract, sau de fapt de două contracte, prin care această unitate de învățământ va fi modernizată. În afara acestor proiecte, discutăm și de un proiect de dotări, care deja este în curs de implementare, astfel încât undeva peste un an jumătate, când vor fi finalizate proiectele de care discutăm aici, să avem o școală cu totul și cu totul nouă. De asemenea, tot legat de infrastructura educațională, aș mai menționa că în această dimineață a fost aprobat în Consiliul Local Municipal Târgoviște un proiect similar, dar care vizează Colegiul Economic Ion Ghica din municipiul Târgoviște, și acolo discutăm de aproximativ 30 de milioane de lei. Iată că numai pe două unități de învățământ din Târgoviște discutăm de 80 de milioane de lei. Acest proiect este cel mai mare proiect din istoria investițiilor în infrastructura educațională din municipiul Târgoviște și unul dintre cele mai mari proiecte din România care vizează o unitate de învățământ. Este în acest moment un liceu care are aproximativ 800 de elevi. Noi sperăm ca după finalizarea lucrărilor de reabilitare, de modernizare și de consolidare care vizează acest liceu să depășim 1000 de elevi.